Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clinic asta de Car Mechanic Simulator 2018. De asta dată avem un Subaru care trebuie doar body tot făcut, refăcut de fapt și aproape tot pentru că rear bumper nu și asta. În rest cam tot e și așa, mă rog, observați și voi cam ce n-am scos de pe ea. Bă, la motorul scuze dacă arată bine. Bă, arată bine. Am ce zice. Eram curios, așa să văd dacă arată bine. No, bun, și hai să îi căutăm. Ce Subaru e mai exact? WRX. Ok. Am înțeles. Vă dați seama? Subaru. Mi-l arată? Da. WRX. Bun, acum presupun că nu știu dacă contează neapărat ce de asta are. Deci chiar nu știu. Că mie mi-e doar să pun. Bă, eu le iau pe astea normale, adică nu mă bag să iau ceva wow. Window front. Fender nu știu, așa că nu mă bag. Eu... Dar nu trebuie aia. Fuck! No, având în vedere că am văzut că îmi cerea cam tot, de-aia am luat-o din greșeală. Rear, la fel. Nu, parcă am luat sau l-am luat. Parcă nu. Asta nu. Asta, trunk, asta nu știu dacă am luat, e vedem acum, hai, let's mount. Left am luat, și right am luat, front window știu că am luat, am luat și de-aștia. Uitați bă, vă place să apăsați și butonașul de like. Am luat? N-am luat. De ăsta am luat? N-am luat. Bun, ce mai trebuie să luăm? Un geam de față. Stai, ce? N-am luat geam de față. M-am speriat, am zis că n-am luat ceva. Un rear left door window 1. Un right styling, ăsta așa, bun. Tabletă. Right. Nu, left. Și nu mai știu care de ăsta îmi trebuie. Dacă e că right. Și acum ar trebui să fie gata, tata, nu. Front window. Pentru că i-am pus ceva custom, nu-i place. Wow. Cât de iure. Rear window, nu. Front window. Da, asta normal atunci. Și în spate. Bun, acum e toată? E toată. Și am terminat-o. Și mă trebuie doar să golim ce avem aici. Pentru că avem multe chestii. Grea mânca, mă vezi, mă. Nu. Azi de avem ceva order de ăsta mai simplu. Ce n-am și mă știu? Oamă, urâtă-i. Avem un Audi cu probleme la suspensii, dar nu m-aș băga la suspensii.
Asta are probleme. Luăm Ovidiu. Nu știu. Mai vedem ce mai pică. Băi, eu a zis, vă las un episod mai scurt astăzi pentru că am o puțină treabă. Dar, nu, sper că v-a plăcut. Deci noi pe aici, pentru că închide în garaj, adică, nu. Mai avem destul de puțin până la garajul ăsta și să putem să vopsim și mașinile și să fie ca lumea. Noi ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa!